Avem un SSD M.2 de la Samsung. În ultimele zile am testat acest SSD și am avut mici bătăi de cap cu el. De ce? Pentru că l-am testat pe o platformă AMD cu o placă de bază X570, iar pe cel de-al doilea slot, pe slotul M.2, nu a fost recunoscut de calculator, pentru că în slotul principal PCI Express am o placă video Asus RX 6900 XT și practic un conflict între cele două, însă s-a rezolvat atunci când am mutat din slotul 2 în slotul 1, cel care este legat direct de procesor, nu de Northbridge, și a fost văzut, iar celălalt SSD l-am pus la loc în slotul 2 și tot a fost ok. Dacă e să folosiți acest SSD, care este PCI Express 4.0, pe o placă bază cu chipsetul X570, aveți grijă cum aveți configurat ca video, SSD-urile și PCI lane-urile, ca să nu existe conflict între ele. Dar, acestea fiind dată la parte, ar trebui să menționez că acest SSD este oferit de către cei de la Samsung, este oferit special ca să îl testăm, după testare se va returna la ei, nu rămâne la noi. Cei de la Samsung nu știu ce zicem despre el, cum îl testăm și ce facem. Îl vor vedea odată cu voi, ca de obicei. Și acum, hai să trecem la testare. Cred că cel mai simplu ar trebui să spun că am vrut să vedem care este diferența între un SSD rapid, cum este acesta, un SSD PCI Express 3.0 care merge la 3500 cu 2000, am un Intel 970P, un SSD M.2 mediu care merge 2000 cu 1000, un Crucial P2, un SSD clasic, un OCZ Triton 150 de 240 de giga și un hard disk clasic care merge la 7200 de RPM-uri. Și vrem să vedem care este diferența între ele. Dacă pe mine m-ar ajuta și dacă și pe voi v-ar ajuta. În primul și primul rând, dacă e să folosiți la filmat, să aveți multe materiale din multe surse, 4K, 6K, chiar 8K, o să vă ajute foarte mult pentru că o să puteți să faceți scrubbing-ul în timp real. Asta dacă nu folosiți proxy-uri și la rezoluție mai mică, dar aia este cu totul altceva. Dar, în primul și primul rând, vă ajută dacă faceți editare video, pentru că poate să citească informația mult mai repede. Eu cu Intel-ul sunt la limită și asta când am 3 surse. Dacă aș avea 4 surse, deja lucrurile s-ar complica. Și material 4K, nu 6K sau 8K. La acest lucru, un SSD rapid, PCI Express 4.0, care teoretic merge 7000, practic o să vedeți imediat, o să vă ajute la o citire mult mai repede. Dar, am zis că, ok, nu toată lumea folosește editare video. Hai să vedem o editare foto. Și în editarea foto am testat cu Adobe Lightroom, testul nostru clasic 215 cadre RAW, făcute cu Canon 70D, sunt la 24 de megapixel, acel test îl folosim peste tot timpul, hai să folosim ceva mai ușor, nu ceva mai greu. Și cel mai lent timp de export a fost cu hard discul Seagate de 73 de secunde, 0.66. După aceea, cu SSD-ul OCZ Triton, 62 de secunde, 0.7. După aceea, cu Crucial-ul, SSD-ul M.2 Crucial, 49.85. Intel-ul a fost la 50 de secunde, dar Intel-ul 50 de secunde fix, dar Intel-ul are sistemul de operare pe el și automat și sistemul de operare mai citește și mai scrie în timp real. Deci să zicem că cumva diferența aproape 0, iar după cum ziceam, Crucial-ul merge la 2000, Intel-ul merge la 3000 și Samsung-ul. În câte secunde credeți că a exportat cel 115 cadre? Lăsați un comentariu, că sunt curios. Ținând cont că acesta teoretic trebuie să meargă la 7000 citire cu 5000 scriere, față de celelalte 3000, 2000, 500 și 150 citire scriere. Ați lăsat comentariu? Ok, timpul de export a fost de 47 secunde și 74. Diferență foarte mică, doar de 2 secunde între un SSD PCI Express 3.0 și un SSD PCI Express 4.0. Iar la sistem de operare nu o să simțiți nicio diferență, totul o să încarce repede. Și așa că întrebarea mea este, când ai nevoie de un SSD rapid? Well, atunci când copii și scrii date foarte, foarte mult. Pentru că în testul de Crystal Disk Mark a avut 6713 MB citire cu 4937 scriere. Niște viteze foarte mari, că dublu față de ce poate
Intel-ul. Practic, dacă eu să-mi folosesc două SSD-uri Intel în RAID, în strip, tot n-aș ajunge la aceeași viteză cum are acest Samsung. Deci, la copiere și citire date, adică la transfer rapid de date, da, o să vă salveze pielea și o să vă scutească de foarte mult timp pierdut aiurea. Dar, a trebuit să mai menționez că acest Samsung vine fără radiator. Iar în testul nostru de Crystal Dismark, fără radiator, a ajuns la 94 de grade și 75. Are doi senzori, nu știu care care, dar 94 cu 75 de grade. Hot mama! Însă, nu și-a pierdut din viteză. De ce spun asta? Pentru că am pus radiatorul de la placa de bază peste el, pentru că am vrut să testez și, ca să vedeți cum sunteți în situația în care nu aveți radiator și aveți radiator. Iar în situația în care aveți radiator, well, temperaturile sunt 75 cu 67. Sunt aproape 20 de grade probabil pe controller și aproape 10 grade probabil pe chipul de memorie. Diferență între radiator și fără radiator. Este o diferență foarte, foarte mare. Sincer, nu aș recomanda să-l folosiți la peste 80-85 de grade, dar cred că 85 de grade este temperatura aceea mare. Iar diferența de citire-scriere, de viteză citire-scriere cu radiator sau fără radiator a fost 0. Deci, chiar și la 94 de grade, teoretic este safe și funcționează bine. Însă, vă recomand să îl țineți la temperaturi mai scăzute. Și cam asta este testul nostru pentru SSD M.2 de la Samsung 980 Pro. Varianta de 1 terabyte. Este un SSD bun, dar puțin cam scump și trebuie să aveți grijă la ce vreți să-l folosiți. Dacă pur și simplu vreți să-l folosiți la sistem de operare, este într-adevăr foarte rapid, dar diferența de viteză o să fie infime față de un SSD M.2 PCI Express 3.0. Și cum asta este concluzia noastră. Dacă aveți alte întrebări, mai jos este o căsuță. Dacă aveți ceva de discutat cu noi, avem un server Discord, o pagină de Patreon, dacă vreți să ne susțineți. De asemenea, un Instagram, un Twitter, un Facebook, toate linkurile bune sunt jos în descriere. Eu sunt Ocean, noi suntem Vlog Tehnica și acesta este SSD-ul Samsung 980 Pro. Mai testăm ceva și data viitoare. Bye!